Direcția de Sănătate Publică Maramureș a luat măsuri după incidentul de la finele lunii mai a acestui an, când mai mulți elevi de la colegiile Gheorghe Șincai și Vasile Lucaciu din Baia Mare au ajuns de la balul de final de studii direct la Spitalul de Boli Infecțioase. Absolvenții au avut banchetul la restaurantul hotelului Carpaz din Baia Mare, la o zi distanță. Evoluția, din fericire, a fost foarte favorabilă, dar s-a confirmat prezența în produsele biologice recoltate de salmonelă. Analize care au fost confirmate inclusiv pentru personalul angajat în cadrul acestei unități. N-am avut posibilitatea de a identifica materia primă sau alimentul care a determinat acest lucru, pentru că nu a mai fost găsit la unitatea respectivă care trebuia să păstreze probele de aliment, motiv pentru care a fost și amendat și a fost stricată autorizația sanitară de funcționare. Peste 50 de persoane s-au prezentat la unitatea medicală din Baia Mare în următoarele zile cu simptome de toxinfecție alimentară. Atât DSP cât și DSVS au demarat în verificări, iar reprezentanții DSP au trimis probe la laboratoarele specializate din capitală. Probele pe care au fost trimise la Institutul Cantacuzino pentru identificarea serotipului și pentru serologie au venit cu teste confirmate din punct de vedere al Institutului Cantacuzino, atât pentru personalul care a fost angajat, cât și pentru pacienții care s-au prezentat. Tot personalul care a fost angajat în acel moment și a lucrat în acel moment acolo a primit amendă și totodată instituția i s-a ridicat autorizația de funcționare pentru bucătărie și pentru partea de restaurant. Măsurile legate de igienă au constituit o problemă în acest caz. Din fericire s-au încheiat fără urmări foarte grave.